O nouă epidemie globală amenință omenirea și nu este vorba de vreo boală incurabilă, ci despre singurătate. Organizația Mondială a Sănătății avertizează asupra faptului că oamenii singuri trăiesc mai puțin decât cei care sunt în cuplu. Andrei Spas, editor Aleph News, vine cu mai multe detalii. Oamenii solitari pot dezvolta boli cardiovasculare, accidente vasculare cerebrale sau chiar demență din cauza faptului că ori sunt izolați social, ori nu au un partener alături de care să discute frustrările, neliniștile sau stările de anxietate cu care se confruntă. Mai mult, raportul OMS spune că riscurile pentru sănătate asociate singurătății sunt echivalente cu a fuma 15 țigări pe zi. În același timp, singurătatea crește riscul de deces prematur cu 30%. Se pare că fenomenul singurătății nu ține cont de zone geografice, de nivelul de venit al unei țări sau de statutul social al celor singuri. În ceea ce privește categoriile de vârstă, OMS avertizează că singurătatea afectează toate categoriile de vârstă, însă două dintre acestea par a ieși în evidență. Dacă la adulții de peste 40 de ani, unul din patru trăiește izolat social sau nu are partener, adolescenții îi urmează îndeaproape. 15% dintre aceștia trăiesc singuri. O posibilă cauză a acestor cifre alarmante ar putea fi pandemia de COVID, care a dat peste cap întreaga societate globală și i-a făcut pe oameni să se izoleze fizic, dar și social, pentru a evita contaminarea cu SARS-CoV-2.